Am rămas goală în lac fără să vreau. Cum de-ai rămas goală? Eram pe banană. Și a virat barca și am căzut de pe, banană. Ce și am rămas goală. Chiar ai rămas? Da, am rămas goală. Țipând după banană. Salut, eu sunt Sherry și bine v-am regăsit la Minte Mă Frumos. Invitații mei din această minunată seară sunt cuplul secolului, Mario Fresh cu Alexia. Era necesar să-i aducem, vă dați seama, dragi prieteni. Cel mai mare clișeu de anul ăsta. Era chiar necesar. Gabi în continuare lipsește, așa că avem un capitan suplinitor, Mădălin Șerban, a cărui zi este astăzi. La mulți ani, Mădălin. Frații Munteanu ni se alătură direct de la Constangeles în această seară și desigur capitanul, singurul capitan adevărat, a rămas Costi Max aici, fraților. Hai să aplaudăm și la Costi. Știți deja regulile jocului, avem aici pe aceste cartonașe povești care sunt fie adevărate, fie false. Este un mix, o combinație de povești. Fiecare dintre stimații mei concurenți din această seară va lua un cartonaș, va citi povestea, rolul lui este să inducă în eroare cealaltă echipă. Știți deja cum funcționează asta, pentru că dacă nici până acum n-ați văzut episoadele din urmă, chiar sunt dezamăgit de voi. Și ca întotdeauna respectăm tradiția și începem cu domnul Costi Max. Haide, tată! În prima mea piesă de teatru am jucat rolul unui copac pentru că nu eram în stare să învăț replicile. Nu cred că tu ești talentat. La câți ani? La 12 ani, într-o tabără. Deci tu ai ales să joci copacul? A fost spus să joci. Nu, a fost spus că nu alegi. Și cum ai stat? Cum ai stat ca un copac? Dă să văd. Nu pot că ieși din cadru. Nu, am stat drept, stăteam drept. Stăteam în picioare doar. Și te îmbrăca un copac? Gen era peste tine pus ca un de-asta de copac? Da. Deci da. Costum. Da, și de copac așa cu niște. Nu. Păi era costum cred că peste față, nu așa nu, tot. Nu. Așa, aveai gen aici la față. Da, nu vă. Și aveai cringe, aveai. Da. Nu, am avut niște replici, dar gen mai subțiri. Zicea da, la un moment dat. Hai să dăm și copacul ce păi are. Nu, mă, că era o poveste natură, Visul unei nopți de vară, filme. Deci cum furni? Visul unei nopți de vară de Shakespeare. Ce personaj vorbea cu copacul? Știi piesa? Dar ce e pe Spotify sau unde? În piesă ajung unii într-o pădure, sunt vrăjiți și... Așa te faci că e musical? Păi putea să fie o piesă de teatru, de aia musical de secundă. Nu, e o piesă de teatru. E în versuri, da, dar nu e musical. De unde să știu? Deci? Mai aveți întrebări pentru Costi Copacul? Da, stai așa că nu l-am întrebat nimic. Copacul dorințelor. Costi Copac. Te-ai simțit depresiv? Gen, te-ai simțit nașpa că doar un copac ești în stare să joci? Dar de ce n-ai avut timp să înveți? Sau de ce n-ai învățat? Mă, totul a fost într-o tabără. Și tabăra asta era cu niște copii din București. Și am ajuns încolo pentru că părinții mei se cunoșteau cu ăștia care făceau tabăra. Era în Delta. Eu sunt din Megidia, în Constanța, știi? Și cumva era aproape. Și știau pe ăștia cu pensiunea unde se ținea tabăra. Și am fost și eu. Și am ajuns cumva, era de 10 zile, ceva de genul. Am ajuns prin a 3-a, 4-a, ăștia toți se cunoșteau, aveau deja astea. Și mi-au pus copac, în copacul ăsta și în piesă, gen ăia întreabă unde s-a dus Helena, știi? Și copacul ăsta îi răspunde că ei sunt vrăjiți și vorbesc cu astea. Și am avut așa o bucățică. Și am fost și aplaudă la final, bă. A aplaudat copacul. A vorbit cam mult fără să oprească. La final te-ai plecat așa? Nu știu, dacă am luat copii. Au luat copii merele. Ia ziceți, băieți. Să zicem adevărat? Ori suspicios că a vorbit mult. Fă-ți frumos și merele de aur. Să-mi bat piciorul, mi-a schimbat de 5 ori. Răspunsul de când a început. Prima oară ziceam că e fals, acum zic că e adevărat, dar nu știu. Da. Și eu la fel. Vlad, tu zici că e adevărat. Mădălin, zici că e adevărat. Mario? Da, cred că e adevărat. Răspuns final adevărat. Adevărat. S-a decis. Costi, care e adevărul? Nu e adevărat. Păi, dar știi, primul lor joc și joacă bine. Până acum ați ratat, băi, ăștia. Mințit spectaculos, știe piesa. Personaje, nu există doamne. Niciun copac, dar știam că nu știți voi piesa. Nu e niciun copac în piesă? Nu. E într-o pădure, dar nu joacă copacii, nu vorbesc. Wow! Și așa ceva de Helena? De unde? Așa sunt personajele, dar nu e niciun. Tare. Bun, mergem mai departe la domnul Mario Fresh. La 15 ani după ce am băut niște șaturi, am plecat dezbrăcat spre casă. Dezbrăcat deci, la 15 ani după ce ai băut șaturi aia? Da. Deci ai băut șaturi de cu 15 ani și ai plecat de mâna mea de casă. 15 ani după ce am băut niște șaturi, am plecat de mâna mea. M-am îmbătat. Bă, s-au făcut 15 ani când am băut șaturile alea. Stai, dezbrăcat complet sau fără tricou? Nu,
Eram cu tricou, pe mine l-am dat la un moment dat jos tricou, dar m-am oprit să mă picur. Și am rămas cu pantalonul de atunci și mergeam, știi? Dezbrăcat. Da, și te-ai zis, bă, ăștia să-mi stau mai bine așa, la genunchi. Unde da. Ai făcut treaba asta? Pe Nordului. Pe Nordului în București? Nu pot să cred. Și cât te-ai plimbat cu pantaloni în vine? Până acasă? Până acasă. Cu pantalonii până aici, așa. Da. Nu bine, aici, așa. Aici. Îi țineam așa și mai mergeam. Dar ce, te răcorea sau ce? Îți bătea vântul mai, la... Stai seama că nu mai înțelegeam eu foarte mare lucru atunci, că la 15 ani... Și te-a văzut cineva? Păi și la 15 ani erai singur? Nu. Cu cine mai erai? Cu Lino. Și atât? Da. Și, el și Lino era și el tot... Lino era mai rău. Cum mai rău? Era cu toți jos. Da? Da. V-ați întâlnit cu cineva pe drum? Bă, cu cancanul nu s-au întâlnit, da? De asta am avut noroc, da. Bă, cum nici nu aveam să dea, era pornografie infantilă și de bunii nu puteau să dea așa ceva. Mai treceau pe lângă noi oameni. V-au recunoscut, v-au zis ceva, bă... Păi la 15 ani cine să mai recunoască? Și strâng la față. Generația din ziua de azi, da, băi, seama. Unde ați băut? Nu mai știu cum zumea. În ce zonă era barul? Fix la intrare, pe Nordul, dar era ceva... În loc la Argentin, la astea de mers. Și ați băut numai voi doi? Nu, a fost o petrecere de asta, din... De nudiști? Am fost atunci de acolo, cu rugoi. Nu, mă, din ceva din industrie, nu mai știu. A. Aia premiu Pulitzer. Și eu am făcut, e ok. Și Lino e mai mare ca tine sau e mai... Da, e mai mare. E mai mare. Mai mare. Și ăla era și mai mare și s-a dat în jocul lui de a jucau de elicopter. Dar poate s-a dat el în jocul ăla. Dar mai nu mare. Vă venea iurea să mergeți așa cu pantaloni? Cred că nici mai... Nu, e fain. De ce am mai făcut și tu? Da. Cred că era și el cu voi în seara aia și nu mai aduceți aminte. Era și Mădărâga și Ria Păunii să plecat. Tot în perioada aia, tot în perioada aia, ai să râzi. La ce oră ați plecat? Era zi. A, era zi! Era dimineață, alergau babele pe lângă noi cu căști, biți în urechi, treceau. Și uitau, oh, mamă! Și când ați ajuns acasă, ce ați făcut? Ne-am întins pe jos, în fața blocului. Nu cred, stai. Nu ați intrat în casă? Nu. De ce? Păi n-aveam cheia de la casă. Dar unde era cheia? Și v-ați întins tot așa cu pantalonii? Te-am mai ridicat, îți dai seama. Am mai vomat una alta. De ce n-aveați cheia de la casă? Nu mai știu, mă, iubire, de ce n-aveam cheia de la casă. Păi de și cum ați intrat până la ce eram? Mi s-a deschis ușa după vreo 2-3 ore. Cine v-a deschis ușa? Domnul Alex. Nu v-a zis nimic când ați intrat în casă? Bă, ce faceți, ce alea, ce... Dormeau copiii și nu... N-a stat să uite la noi, a deschis și a plecat, cred. Și-a făcut la fel. 15 ani, păi erau născuți copii? Da. Zi Alexia, da, tu. Da, da, erau născuți. Cred că Dominic era. Nu știu dacă... Eu zic că e adevărat, că... La cum se distrează. Eu n-aș crede. Eu zic că e faza, dacă Alexia spune că e adevărat, doar vrea bine pentru echipa noastră. Deci... Bă, tu lansai, tu deja lansasi niște piese atunci, adică da, nu erai la nivelul de faimă la care ești acum, dar... Aveai niște milioane, cred că, de vizualizări totuși. Da, și mai ales că erai o petrecere a industriei, adică, na, nu erai cineva, nu erai chiar da. Necunoscut. Uite cum vorbesc dintre... A, de fapt, au voie. Păi ne... Ne consultăm. Lasă, că mi-e o conferință. Băi, zic că e falsă, frate. E falsă? Zici că e falsă, Costi? E falsă, da. Eu zic că e adevărat. Ei să mi le spun mâna mea. Tine să cred că e falsă, dar totuși o să aleg adevărat. Bun, răspuns final adevărat? Adevărat. Cu mențiunea că domnul Costi se menține pe fals, dar răspunsul overall al echipei este că povestea adevărată. Mario. E adevărat. Bă, de ce Mario puteam să jur că e adevărat? Wow. De ce? Din prima când am auzit asta. Dar acum. E foarte lungă poveste. Da. Bun, mergem mai departe la echipa din stânga. Am Alexia, eram. Sunt tare curios să aud ce poveste ai pentru noi în această seară. Am rămas goală în lac fără să vreau. Și unde era? Asta e drăgatul intro. La câți ani? Eram destul de mică, vreo 10 ani. Cum de ai rămas goală? Eram pe banană. Ah, okay. Așa, oh, și avion. Așa.
Și a virat barca și am căzut de pe, banană. Ce credeți? Și am rămas goală. Chiar ai rămas? Da, am rămas goală. Țipând după banană. Băieți, aici cum vezi, nu mi-e mai băieți și o fată. Ai un titlu foarte bun, lași. Da. Au ieșit știrile de la video ăsta, au da. Și monstru. Bun, ce întrebări mai aveți, dragi concurenți? Bă, ce lac? Snagov. A pus de abogați. Păi și cine avea banana? Cum adică cine avea banana? Păi, a cui era? A noastră. A, voastră. Deci voi v-ați cumpărat aia? Da. Nu o închiriați de pe acolo? Nu. Am înțeles. Tu n-ai fost pe la Rixa pe acasă, pe la Snagov. N-am fost, scuze. Eu n-am fost la Snagov, n-am bike, n-am banana. Hai cu banana. Neamule. Nici nu vine să întreb mai multe chestii, că mă spune. Cât de mare era mă banana. Mă simt eu prost, gen. Da, te să ai un teren agricol ăsta. Goară, a zice, ai Mario aici. Și ți-ai găsit costumul? Nu. Gau, dar ce crezi? Și-a găsit banana. Păi și după aia ai ieșit cumva din, rac așa, acoperit? Da, da, nu, m-a așteptat tata pe barcă cu un prosop și am ieșit. Eu refuz să cred că ai căzut de pe banană și efectiv a zburat costumul de baie de pe mine. Crede-mă că e rău, adică am fost și eu și dacă n-aș fi... Și m-am dat pe banană. Și eram mai mult pe banană și gen am zburat așa, eu, și pentru că era mai... toate de pe tine. Da. Bine, nici nu era un costum de baie foarte... De ăla de se desface aici. Da, exact. Am și ghicit. Mădăin, ești pus pe gânduri. Păi nu, că și eu când am fost pe Snagov și mă dădeam cu colacul, nu cu banana, că așa se putea colacul. Ce, ai rămas și tu? Nu, dar m-am lovit tare și știu că am rămas la un moment dat în curul gol, dar a, da? Se poate, da? Dacă se poate la bărbați. Dacă e viteză mare, cum a fost. Da, mă, eu tind să cred că e adevărat. Tu zici că e adevărată, nu? Da. Vlad? Sunt sceptic. Ești sceptic? Păi hai să auzim atunci pe Mario între timp. Ia, Mario, că tu mă cunoști, Mario, ce zici de povestea asta? Băi, ea chiar are lac. Snagov și am barcă. Lac, am și cum vrei lac, stai, acum nu, Snagov nu, 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 are, are ieșire la lac. Așa. Dar la 10 ani nu o cunoșteam și are de-astea nautice pe acolo, gen, nu știu dacă are banană, dar banana n-am văzut din acum. Din ziua aia vându banana. Aveam, aveam, dar s-a... S-a spart. S-a spart banana. A, deci avea banana real? Da. Wow. S-a avut banana, domnule. Bun, deci am și eu nevoie de un... Am folosit prea multe ori banană. Da, am și eu nevoie de un, de un verdict. Eu zic că e adevărat. I don't buy it. Deci, tu decizi. Deci tu zici că e fals, tu zici că e adevărat. Înseamnă că decizia e chiar a tine, Mario, în această seară. Da, măi, e adevărat, eu așa zic. Bine, băieți, merg cu voi. Deci, răspuns final adevărat, da? N-am ce să fac. Răspunsul lor este adevărat. Alexia, povestea ta este... adevărată! Bine, băi, băieți, bravo! Nu pot să cred! Și mergem mai departe la Vlad Munteanu. Hai să vedem ce poveste ai, Vlad. Opa, era să mor într-un club în Craiova. Bă, o iau personal. De ce nu m-ai sunat? Ne-am văzut în seara aia. Ne-am văzut? Da. Ok, nu mai pun întrebări, pune și voi acum. Nu vreau să vă fac temere, dar... A fost în vara lui 2021. Și cum s-a întâmplat? S-a luat tot clubul la bătaie. Nu era septembrie? Nu mai știu. La de stau artist? Prost, stau prost, da. Ai ghicit evenimentul. Dar nu mai eram acolo. Nu mai știu dacă ai fost acolo, dar probabil nu. Coi, am fost și eu. Era clubul ăla care avea cumva o curte așa la afară și după aia s-a dus. N-avea curte. Curte, era un spațiu așa unde mergi. S-a dus mai multă lume. Nu, nu, nu. Care și tu. Nu ăla era clubul. Clubul ăsta în care era să mor era ultimul din seara aia și majoritatea n-ați mai ajuns acolo. Păi știu, eu n-am fost. Dar am auzit. Tu ai plecat atunci, da. Nu știu ce ai auzit. De ce ai auzit? Am auzit dacă s-au luat unii sau au fost filme pe acolo. Bine, pe la practic Craiova. Au fost bătăi în toată seara aia, nu doar la clubul în care am fost eu, dar... Și da. Cum era să mori? S-au luat clubul la bătaie, 80% din club camerelor. S-au luat la bătaie. Și te lași tu la bătaie? Sau? Nu, m-am repezit la ușa clubului să stau pitit într-un colț să nu-mi iau bătaie. Eu... De cine ai ieșit pe ușa clubului? Era încuiat clubul. Era încuiat clubul. La Craiova da. Sunt la închid. Camera de gaz. Au venit ăștia de la București, mă. Venire, mă. Venire, adevărat. Ziceți, mă, mai puneți întrebări, că mi se pare tare povestea. Bă, este tare. Nu știu ce să-l mai întreb. Tu știi povestea? Păi hai să mai punem niște întrebări, să ne convingem că e adevărată. Dacă erai cu Jador, cu siguranță,
A fost adevărat, că am fost eu în 2020 și ne-am luat rău de tot. Bă, cu Jador nu eram. 2021. Cu cine mai era? Chiar a fost reală? N-am. Bă, eram cu Cristi și cu mulți craioveni. Și cum a pornit toată bătaia? Știi cum e în club, bea lumea, oamenii se iau la scandal. Pe așa din nimic. E un DJ acolo și ea, și acum, atent, scandalul! Să iasă săbile! Fun story. Eu eram DJ-ul. Tu erai DJ-ul? Mamă, nașpa poziție. Nu știu, mă. Te-a spus și tu ceva Mortal Kombat, timp e... ceva când ai văzut că începe, știi? Să dai drumul la ceva de bătaie. Da, nu știu. Cine lăsa să se bată fără muzică, așa? Nu m-a pus-o pe aia, pum, pururururum, pum. Și-a plecat. Ba, chiar s-au bătut pe muzică. Nu s-au oprit muzica. Talent. Mai aveți întrebări, echipă? Nu știu, zic, e adevărat. Și eu. Cred că e destul de clar. Că dacă tu ai zis, ai zis niște chestii, nu? Da, da, da. Iau votat că e adevărată, Vlad? Da, e adevărat. Mergând mai departe, Alexia, lovește-ne. Să-ți pregătiți? Da. Am fost agățată în Dubai de un bărbat mai în vârstă. Opa. Ceva foarte easy, adică, da. Se întâmplă. Știai de asta? Fals atunci, nu? Nu se știu poveștile pe care le spunem. Deci tu ai ales povești pe care Mario să nu le știe? Da. Deci Mario nu ca știe să... asta. A, deci eu chiar nu știu asta, gen. Adică de ce nu știu asta? Mario, și aveam multe întrebări eu cu tot. Adică, când mă? Când eram în Dubai, în săptămână, înainte să vii tu. Aha. Unde erai tu? Cum adică? Eram la un hotel cu sora ta. Un hotel? Cu sora. Eram la barul hotelului și stăteam acolo la cu sora hotel? Ta. Nu știu dacă pot să spun, da. Hotelul, la SLS. Ah, la SLS. Unde a stat și voi. SLS asta, da. Și eram sus la barul ăla. Și eram cu sora ta și mâncam acolo, beam ceva și după aia a venit un domn mai în vârstă de la masa alăturată. Stai, câți ani adică? Nu știu câți ani avea. Cred că avea peste urât, 50. Nu? Da. Bun. Și a venit la noi la masă și ne-a oferit un prosecco și a început să vorbească cu noi. Evident că eu l-am alungat. Nu am acceptat acea sticlă de prosecco. Bravo. Deci de asta miroseai tu a prosecco. Și ai refuzat sticla? Da. Și voi ce beați? Trebuia să fie un cocktail. Da, de ce ai refuzat-o? Băi, ca băi, să băi. Nu intru în joc. Să refuze, foarte frumos. Așa se face. Un cocktail. Un cocktail, nu? Da. Ce zici, Mario? Cum îți sună povestea asta? Tu, capitan, cedezi acum dacă... asta tot. Zici, mai puneți și voi întrebare. Tu ai pus 10 întrebări și te înțeleg perfect. Adică eu chiar nu știu ce să întreb. Eu zic că este... adevărat. Eu n-am primit multe informații. Tu ai zis că vrei să mă întreb ceva, nu parcă? Nu, prima întrebare a lui, gen, de ce nu i-ai zis lui Mario? Asta era prima întrebare. Dar... că n-avea hoț. Da, nu cred că am nevoie de multe detalii. Că pare și atunci predictable. Ai adevărat, pare predictable. Gen... asta fac oamenii, probabil, în Dubai. Da, 100%. Deci zi, șefule. Eram și două fete singure. Da, cred că Alexia a fost abordată de un domn în Dubai. Și eu cred asta. Tu, vorbim acasă. El nu vrea să creadă așa. Nu, dar cu siguranță nu a fost agățat, a fost doar abordat. Abordat. O diferență mare. Și dacă era și cu sora mea, oricum, gen, e clar, gen, că a fost extraordinar de... da, doar o interacțiune de safe. S-a liniștit Mario, că o secundă... era gen sora mea cu lume. Bun, deci Mario, tu zici că povestea e adevărată? Putem merge, da. Ok, răspuns final, povestea e adevărată. Alexia? Adevărată! Yeah. Mergem mai departe, dragi prieteni! Mădălin, să-ți auzim povestea! Când eram mic, am fost alergat de un porc scăpat din coteț până a venit bunica mea să mă salveze. De la ce v-ați luat? Bă, era la străbunica mea, care stătea la două case distanță de mine și avea porci. Dar ideea e că... cum e ce cotețul, nu coteț, cum e ce grajdul? Ha? Cocina, nu? Cocina aia avea o, cum să zic, o ușă de lemn, veche. Și nu știu ce am vrut să fac, să mă duc să pun mâna pe porc, e un mic fiind, și o sări porcul pe mine, scroafa, ce-o fi fost. Și ai zis că te-a alergat porcul, ai zis, sau ce ai zis? M-a alergat. Tu câți ani aveai? Cât, Dumnezeu, 10, 9 ani.
Da, alergă. Da, mai ales dacă era scrapă și avea pui, e posibil să-și fie. Uite, omul ăla ce am văzut un filmuleț cu un porc dintr-un țarc de ăsta, a sărit ursul la el și să-l omoare porcul. A da? Fugit, a sărit înapoi, gardul, a sărit înapoi. S-a speriat ursul de porc? Da. Și cât ai fugit? Cât? A, ursul puțin, a fugit. Mei, până am fugit în casă și urlam. Nu am fugit mult. Și porcul era ușa acolo, cioc. Porc în graj? Nu, era scroafa nervoasă și restul de purcei. Și doar scroafa alerga după tine. Scroafa de porc, nu știu ce-a fost. A fost când ai porcul. Păi și te-a prins, adică a reușit? Nu, da, domnule, nu. Am zis, bă, că ai intrat pe ușă, în casă. Câți ani aveai? 90 ani, nu mai știu. Stătea scoafa aia, Sonighe, vă rog. Dar nu i-ai spus, vezi, bă, că vine Crăciunul. Și distanța de la cocină până să intri tu în casă, cât de mare era? Mică. Cât de mică era? 4 metri maxim. Nu, e doar la cocină, bă, era... 4 metri. Dacă te împiedică, ai gândit și ei din casă, îl luai în brațe, mă, porc. Deci, din câte țin eu minte, acum oricum casa străbunicilor e vândută. Intrai în casa de jos, era holul, la dreapta era sufrageria, deschideai ușa, era baia din curte și la 2 metri, 3, era cocina cu scroafa. Și după aia cotețul. Bună în păsare. Dar suntem foarte aproape scroafa aia de... De casă, mă, tu zi, mă, gen, puteai să uite la televizor. Îi cerea niște zahăr. Vecina, ai niște zahăr? Da. Ce-a scroaf. Bă, eu vezi că el e cu noi, adică... Pare plauzibil, da. Eu cred că e real. Și eu. Pare plauzibil? Da. Eu zic că e real. Deci verdictul vostru final este că această poveste este rară. Da. Mădărina agregată scroafă. Da. S-a votat, bossule, ia zic, care e răspunsul? E fals, acum ci tot-o pentru prima oară în viața mea. Mamă, da, se pare. A jucat-o bine de tot. Și am jucat-o și eu odată cu el. Prea v-ați obișnuit voi cu rară. Că ai zis, eu cred că e rară. V-ați cam obișnuit cu rară. Când a zis aia cu 4 metri a fost așa puțin, că parcă prea aproape. Da, sincer, așa era acolo. Da? Adică casa era așa, da. Povestea nu e reală. Băi, am văzut cum a citit cartonașul că și-a făcut ochii așa, dar am zis că e o tehnică. Da, lui, da. Am văzut că e o tehnică. Ai crezut că e manetă? Da. Nu, eu chiar am reacționat așa, că m-am așteptat să fie altă poveste, nu aia. Bun, mergem mai departe. Cristi, sunt tare curios să-ți iau povestea, frate. Hai să vedem ce am de povestit. Uneori spre emotiv. Din când în când, o fostă mă amenință în glumă că pune pe net o poză cu mine gol. Nasol, nasol moment. Eu nu mai am nevoie după fața asta. Da, da. Alex, să nu sun la poliție, nu mi se pare atât de big deal. Deci nu e big deal. Nu este big deal, este big dick. E small deal. Arată niște o poza. Să vedem dacă e big deal. Să dăm și noi o notă, să jurizăm. Băi, este o fată cunoscută, o știe lumea, gen, sau e ceva? O... Nu, e o fostă prietenă. E fostă prietenă, nu? Păi și de ce te-ar șantaja? Amică sau iubită? O fostă... A fost o fostă iubită. Aha, o fostă iubită. Păi dacă te lași dezbrăcat de față cu iubitele când dormeai? Nu, eram în picioare. Erai în picioare? A, și ce ți-a zis? Tu erai cu mătărânga în jos și i-au zis, hai să-ți fac și eu o poză. Sau tu i-ai trimis-o? Nu, nu eu i-am trimis-o. Era pe pat și eu eram în picioare dezbrăcat și mi-a făcut o poză. Și mai mult se vede partea din spate. Erai, adică bruxile. Erai cap de rață, cum s-ar spune, sau erai? Buci. Miel. Era mai de la spate, nu se vede partea din față. Vedeau bucile. Mulțumim, Mădărin, în caz că n-ați înțeles mai zi o dată, că poate nu s-au zis că... Se vedeau bucile. Da, deci asta se vedea. Da. Aveai păr... Nu știu mai ce să zic, frate. Păi eu nu știu. Care a fost reacția ta? Nu vreau să mă bag foarte mult, dar care a fost reacția ta când ai văzut că ți-a făcut poză? Gen, ai zis, bă, șterge-o sau erai... N-am zis nimic, pentru că la momentul ăla eram împreună, mi s-a părut funny, am văzut și o poză, am râs, ea a salvat-o. Cât n-am crezut că o să mă șantajeze vreodată cu ea, dar... Acum cât timp? Aveați. 2 ani. Acum 2 ani? Aoleu. Și cât aveați? Cât aveam împreună? 9 luni. Abia după vreo 2-3 ani poți să începi să ai încredere în partener. În ziua de azi. N-am dat și seama. Nu știu. Eu după 6 ani, când dacă îmi faci o poză, îi spun șterge-o. Bune. Glumesc. Da. Nu știu ce să zic. Eu zic că e fals. Voi ce ziceți, nu? El n-are voie că știe. Las pe ei să voteze și pe amul. Ce zici? Bă, ăștia doi sunt foarte atenți de obicei cu lucrurile astea și cu tot, cu carieră, cu să nu fie gen nimic. Dar dacă era într-o stare de ebrietate cum am fost eu pe Nordului, da, la 15 ani,
sau... Na, nu, da, dar atunci mai... mi se prea funny, nu m-am gândit vreodată că o să am probleme din cauza asta. Da, mă, dar tot așa vă știu eu pe voi mai panicați. Nu știu, mi-a zis că e fals. E fals. Mergeți pe fals? Da. Vrad? Pe fals, da. Mergi tu tot pe fals? Ok, răspuns final, fals. Cristi... E fals. Băi, știți cum... Tu când minți, ai tendința să fii foarte așa domn, că da, că da. Da. Eu sincer credeam că e adevărat. Eu m-am gândit că e falsă, dar din alt motiv. M-am gândit că e falsă, din motivul că dacă s-ai fi întâmplat pe bune asta... Ar fi apărut. Nu că, nu că ai fi apărut, dar de ce ai spune într-un show că poate aia și uitat? Și îi aduceam, ce chiar am poza aia să facem acuia, știi? Mai bine o lăsăm așa, știi ce zic? De ce mi-ați dat un cartonașul ăsta? M-ați sabotat de la bun început. Mi-a plăcut aia cu porcul. Bună, da. Mergem mai departe, Vlad, care-i povestea ta, frate? Ce ascunzi în depara? Nu prea e de ascuns asta, dar prima oară când l-am cunoscut pe Shelly, am crezut că are probleme cu capul. Bă, e foarte plauzibilă. Bă, da, n-aș putea să te înțeleg. Da. Cum adică? Bă, uite, îmi și aduc aminte când am fost, ne-am întâlnit la 2 mai. Cum ai crezut tu, prin ce făcea el, că are probleme la cap? Ca idee, ca să înțelegeți, eu și cu ei doi ne-am cunoscut în aceea zi, în același timp, adică nu m-am cunoscut întâi cu ei și după aia și cu ei. Și ei doi? Sau... La fel? Tot? la vecin, 10 minute. Pur și simplu, era un copil retardat, hiperactiv, gen, dar cream că are probleme, la modul ăla. Că e la el pe canal asta ce vorbim aici. Zi, mă, ce vei. Nu puteți să negați, uitați-vă la lucrurile vechi sau uitați-vă la perioada în care ne-am cunoscut. Da, era ceva rău, copil nătâng de la... Când v-ați cunoscut, mă? Când v-ați cunoscut? Nu știu câți ani aveam când am văzut. Eu aveam 13 ani. Și aveam 14 ani. Da. Adică acum 6 ani? Bun, vă zic eu, în 2015, dacă e atât foarte bun. Da, matematica e super bună. Cred. Păi și probleme la cap credeai că are? Ceva grav sau... Nu ceva grav, dar la modul cum crezi așa de un copil retardat. Asta e puțin subiectivă, știi că... Da, există ideea că e cineva hiperactiv și are așa probleme la cap, gen la modul pseudo, gen n-are de fapt probleme la cap. Sau chiar să crezi nu, că avea ceva nu, la cap. Nu, e clar că nu am crezut că are o boală for el, dar... Na. Ți-a părut puțin dubios. Foarte. Ce are și ăsta? Dar vezi că n-a zis nimic, am plecat, ne-am strâns mâna, bă, frate, mi-a părut bine, nu știu ce. Da, da, da. Pe drum la autobuzul ăsta, bă, ce părut? Bă, ce ți-a părut, mă, retardat ăsta? Ție, dar chiar cu tine n-a vorbit despre asta? Nu, n-a vorbit. De asta îl și întreb, că nu înțeleg. Cristi, vezi, băiat, caracter. Am lăsat, mă, impresia asta, mă, și mă, dar, când m-am gândit că... Dacă mai ești cu bătrân, facem o dată cu el, vorbește, uite că el vorbește, ne bagă bețe în roată. Da, mă, vezi că eu am tăcut. La tine, la toate poveștile tale. Mă, Dărin, tu când m-ai cunoscut pe mine, ce impresie ți-am făcut prima și prima dată? Fii sincer. Zi-mă ce impresie ți-am făcut. Că erai un prost. Nu sunt singurul. Bă, eu sunt sincer, uite, acum e tovarășul meu foarte bun și țin la el tare de tot. Și sper că și el la mine, că nu. Dar prima oară când am văzut, se uita cu privirea aia de, nu știu, rece la mine, așa, prin mine. A, eu când l-am cunoscut nu era cine rece. Cine ești? Ce faci aici? Mamă, m-a enervat. Ce mai azi eu, ce faci aici? Cine ești? Nu, dar mai era ți-am fața ta. Mâna. Aia ți-am era fața ta. Și așa nu zbâr. Doi oameni n-am suportat la început. Pe el și pe zbâr. După aia am văzut că-s băieți ca lumea. Vezi, mă, dacă Mario, judeci... Mario, când m-ai cunoscut prima dată? Dacă judecă coperta după carte. Eu nu mai știu, cred că cu la tine ne-am cunoscut la un hotel la Never See, dar atunci cu tine, Mario... Toți, nu? Da, dar cu tine, Mario, m-am cunoscut prima pe la Golden Boy, la studio. S-a lăsat impresia că-s retard, îmi fac și un studiu de cază, mă, după ce cine știe, trebuie să scrii ceva. Am întrebat 100 de influenceri. Zi-mă, cum s-a făcut, am prima și prima, dar fi sincer. Nu mai știu, mă, când ne-am cunoscut. Am înțeles răspunsul. E bine, da. Am înțeles. Ok, întorcându-ne la subiect. Da. Mai aveți întrebări? Zi, Vladone, și? Asta că era hiperactiv sau cum? Da. Doar în fața camerei sau și când v-ați întâlnit era puțin dubios? Și când, gen, și în afara camerei, pur și simplu. Toată energia. Ce te-a lui făcut să crezi? Că, adică a făcut niște gesturi anume? Mergea de acolo până acolo, vorbea non-stop, mi-a arătat nu știu ce pe telefon, uite, vreau să fac asta, vreau să zic, eram... E, calmează-te puțin. V-ați filmat și un vlog ceva atunci, nu? Da, cum ați filmat, da. Știu eu ăla cu... când vă puneați căștile în urechi. Da, Whisper Change. Am filmat un vlog atunci care are 6 milioane de vizualizări sau ceva. Da, 7 milioane, nu mai știu, nu mai știu. Așteptați tu strâi așa pe o bancă, ceva... Pe pat chiar. Nu, era același vlog pe care am filmat. Avea unul șapcă, întrebați, cred că tu aveai, da. Eu aveam șapcă, da.
Da. Da. Băieții de la Constanța cu șepci. Da, 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 da. Ne-am făcut și o poză, uite, spunem poza pe ecran. Ziceți, acum să vezi poza pe ecran. Ziceți, hai, repede. Nu puteți să, nu știu, întrebați-mă ce vreți. Hai, dați verdictul. Eu nu-l cunoșteam atunci și nu pot să zic dacă era sau nu. Nici nu-l cunoșteam atunci, dar... Știți de pe net. Puteți să vă uitați la clipurile de atunci. Bă, da, de fapt, da. Acum, gândindu-mă cum făcea el pe YouTube când era mic, da, era puțin... Și acum e destul de hiperactiv. Da, dar era puțin mai... Ziceți-mă. Ponderat. Ziceți. Cum e asta? Erai, mă, da, erai. Deci adevărată povestea? Da. Cristi? Am luat-o și tu, Vlad, l-a întors. Cristi, mergi pe adevărat? Tu ce zici? Nu știu. Bă, știi care e faza? Mă gândesc chiar fi zis, bă, și el este cam dubios. Pe asta zic. Deci da, da. Dar el n-are voie să zic oricum, nu? Adică... Doar să meargă după voi. Păi, da, poate asta a crezut el și gen, i-a spus. Da, e fals. Nu, fals. E fals. Că e fals? Fals, fals, da. Fals. Ok, s-a votat, e fals. Vlad? Din fericire pentru Shelly, da, e fals. Pe bune, nu ți-am văzut că s-a tardat? Nu! Ce crezi, nouă chiar ne s-a părut. La tine, Vlad, nu e fals, nu? La mine nu e fals, la mine nu e fals. Prima impresie nu a fost cea mai bună. Dar mă mir, pentru că ai dreptate în tot ce spui, că eram extrem de hiperactiv și... Da, eu m-am luat după personalitatea ta de atunci, dar nu am crezut asta. Vorbeam foarte mult, adică eram fix cum ai descris. Și aveai vorbele în gură. Aș fi pus pariul că e adevărat. Mergem mai departe la Costi! Când eram mic, taică mi-a câștigat la loto 120 de milioane. De lei, 120 de milioane. Nu știu cum se zice, 12.000 de lei. De la 99 de lei în sus se vorbește milioane. Noi nu mai era Costi, acum uite-mă frumos. Câte numere a nimerit? 5. Ok. Ți-a zis câți imediat? A aflat toată familia. Eram amărât și s-au zis 120 de milioane. Au început să sune toate ele. Bă, nu, știi că am și eu. A rămas între noi acolo. S-a făcut mare petrecere, ceva, ce ați făcut sărbătorii? Nu, a fost în familie, așa, adică nu a chemat... Nu, că astea trebuie să rămână secrete, știi că e un caz în state cu unul care a câștigat, nu știu cât, foarte mult la loto și când a fost să-și revenice premiul, să ia placa aia cum se dă în state, a venit cu mască pe față, să nu sune nimeni niciodată, să nu trebuie de bani, știi? Că dacă vii gen și află lumea cine ești, te sună toată rândă, la a doua zi, prin și de bun, dacă câștigi 50 de milioane sau ce premii au aia, tu trebuie să împiești jumătate în taxe, știi că rămâi cu vreo 25, dar toți au impresia că gata, ai 50 de milioane, încep toți, bă, știi că am și o rate, știi că am și o problemă, hai, dă-și mie, dă-și mie și... Spart. Toate rudele. Da, 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 da. Tata a fost bun. Stai că eu m-am blocat, m-am pierdut. Stai mă așa, stai să luăm de la început. Deci cât ani aveai tu? A câștigat asta la da, eu da, aveam da. Atunci, eram clasa 4-a, știu. Cât ai? 11 ani, nu? 11 ani, 12 ani? La 4-a? 11. 11, da. Eram a 4-a, știu sigur. Gen, intra în clasa 5-a. Deci te e bine. Anotimpul. Era vară, se terminase clasa 4. Ce și-o cumpărat? Se terminase stai clasa 4-a, stai. Da. Adică, asta înseamnă că undeva prin mai. Da, mai, iunie. Că s-a patra să termină în iunie, dar da. Dacă tu te mai duceai din mai, e problema ta, băiatul. Vreau să prind. Nu, era cald afară, era cald. Iunie, cred că era. Și-o da. Cumpăra ceva? Mergeai în de la școală. Nu, mă, nu. Era perioada aia, știi, când, ca și cum școala încă merge, dar te duci așa să faci prezența, să... Da. Fix în perioada ultimele săptămâni. Tu îți dai seama, și-o sunt 20 de milioane pe capul tău, fa. Nu, no, era doar pal meu, suntem 5 în familie aia. Ce bine miroase. Da. Faci ceva un grătar. Nu știu ce să zic. Ce și-o cumpărat? Păi n-a cumpărat ceva anume. O ținut bani. I-a investit în cripto și acum, de da. Fapt, are câteva milioane, dar nu vreau să ne zică. Nu, n-a cumpărat ceva anume. Dar știi ce a fost super amuzant? Că unchiul meu juca cu taică-miu, gen, unchiul meu juca și așa. Și taică-miu a fost prima dată, primului bilet, ăla a fost. Da? Da, și după aia... A mai jucat după aia? Nu, n-am mai jucat. Știi cum a fost? De fapt, da, am mai jucat toată și l-am întrebat pe unchiul meu, că unchiul meu gen verifica toate astea și face... Ce am făcut, am câștigat? Nu mă, ce vrei, în continuu? A, bine, nu mai joc. Și atunci taică-miu s-a oprit. Bun. Da. Verdict? Da, adevărat. Eu zic e fals. Mario, decizia e la tine, înseamnă. Zi tu. Eu n-am treabă. Și așa am câștigat o tonă până acum. N-avem cum să fim egalați. Știi unde m-a întors un pic când a zis de unchiul tău? Ce te-a făcut să crezi? Că e fals? Nu, că e adevărat. Adică credeai că e fals și... Nu știu de ce acum o dau la fals, că așteaptă să ne vadă. Deci, hotărâți-mi la bine, hai să dăm că e fals acum. Deci, fals? Tu zici că e fals? Și tu? Fals. Mergeți pe fals. Răspuns final, fals. Costi. Este fals. Bravo. Bine, bravo. Știi de ce am crezut că e fals? Că te uiți doar la mine și
noi ne știm cel mai bine dintre ei. De obicei, într-o situație ca asta, preferi să te uiți la persoana pe care o știi cel mai bine. Să-i câștigi încrederea acum. Nu neapărat. Nu să-i câștigi. Povestea e reală. Povestea e reală ce-am povestit cu taică-mi și așa, dar mai că n-a câștigat, tot așa, a câștigat o sumă din prima și după aia nu s-a mai jucat. Dar n-a luat 120 de milioane și... A luat 10 lei. Da, a nimerit 4 numere. Nu mai știu, a luat, da. Mergem mai departe în minunata emisiune, dragilor, cu o poveste de la un meu, Mario. Să fie... Nu orice Mario, e chiar Mario Fresh. Adevărată sau... E necesar să ne spui următoarea poveste. Să fie adevărată sau reală. Când eram mic, părinții mei au ținut în gazdă o rudă care era căutată de poliție. De unde ești tu, de la Iași? Da. Clanul Corduneanu? Nu. Era, dacă stau bine să mă gândesc, ce-i mă ăla pentru... Deci, sora lui bunica, copiii surorii lui bunica. De unde? Ce-or fi? Câți ani aveai? Mic, 6-7 ani. Și pentru ce era căutat? A furat, nu știu ce furase. Spărăsese un magazin, eram la bunica în Bularga și ții minte că o primit... Unde? Acolo. Unde? În Bularga. La bunica în Bularga. În Bularga? Mamă, sună mai rău ca și ea, este bun. Dar chiar sună eu, Bularga. Chiar sună eu. Alexia, ia părunță în numele ăsta, doar de Bularga. Bularga. Oh. Bularga. Și cât timp l-au obținut în casă? Să-l protejeze așa? Numai cred că doar o noapte. Dar ei știau? Că ei știau? Da, mă, normal că ești tata. Ce? Și până la urmă, ce s-a întâmplat? L-au arestat? Nu, cum să-l arestezi? Dacă niciodată. A fugit omul, a fugit bine rău de tot. Da? Fugi puter, toată lumea să mă întreabă pe mine. I-am doar mă întreabă. A plecat din oraș după? A plecat înapoi la Bârlad. El era din Bârlad? Nu l-a mai găsit niciodată. Nu l-a mai găsit, ești neunul la cap, cine să-l mai găsească? Un meu furat de pe asta magazin. Cât da. Chiar au fost pagubele? N-avea unde să stea, pentru că era din Bârlad, a venit până acolo, mai trecea pe la bunica, că doar pe apartamentul bunicii l-aveau, și a spart ăla, l-a sunat repede pe tata să-i spună că n-are unde să fugă. Erau câteva mașini de poliție care probabil îl căutau, că știa omul că îi căuta de poliție. Și s-a dus pe la noi acasă și mi se pare că în seara aia chiar gen, eu n-am mers până acasă, nu mai știu dacă am mers până acasă sau nu. Știu că le văzusem înainte. Și a stat o noapte la noi. Și ai tăi, nu i-au zis nimic, gen, bă. Ce trecut să-i zici omului, ești nemul. Dacă viața aia ar fi fost un joc de GTA, câte stele avea? No, erau 4, nu erau 5. 4 stele, vezi că da, 4 vine stele, VR vine VR la 4 stele. 3 atunci, 3. Dar bine la 3 stele, vine elicopter. Nu vine mai nici un elicopter. La 3 stele vine elicopterul în GTA. Da, 2 stele, nu? Cred că avea o stea. 2. Hai mă, 2 stele, nu vine nici mașina aici. Vine una. Vine la cu baston. Păi de-aia s-a ascuns. Păi după zi deja pâlpâia, nu mai avea nici ce treabă, s-a dus la el acasă. Eu cred că minte. Alexia îndrăzneață face primul pas, zice că Mario minte. Să vedem cu echipierii ei dacă sunt în asentiment cu ea. Cristi. Zâmbește prea mult. Parcă nu am destule de detalii. Cu tot timpul zâmbesc, că eu mi-am adus de aici. Dar timpul se de ce? Da, și eu merg. Alexia oricum la turna mereu. Zici? Da. Să mergem așa pe... Da, eu merg pe mine. Nici pe mine nu m-a convins și eram așa între. Dar bun, deci Alexia zice că e fals. Costi zice că e fals. Cristi. Fals să fie. Mamă, dar acum dacă e adevărat. S-a votat fals. Răspunsul final este fals. Spune-ne, Mario. Nu e adevărat niciodată. Este adevărat. Nu există. Nu, pe bune. Da. Unde e twist? Bă, băiatule. Se vede că sunt niște toxici amândoi, mințind bombă, ești prost. Deci avea fața de mincinos. Tindeam să cred că e adevărat că povestea foarte bine, dar am zis, bă, care șansele mă se întâmplă așa? Da, bine, mi-am luat prea mult joc de voi, este fals. E fals! Stai, ce? Adică e fals! Stai, bă, e falsă! Stai, bine, n-avea cum! Bine, bă! N-avea, nu. Măcar atâta să fac bine. Gata, se simte trădat, mă, dă-i acolo. Stai, bă, e falsă! Da. Nu, mă, e adevărat. Bă, e falsă, nu? Mă dai săracul, da, voi bata săracul, a zis, da, mă, bravo, și eu, și... Suntem bă, bine, frate, se gândeam, ieșim la o bere după, mai povestim minciuni astea de-ale noastre. Mergem mai departe în minunatul episod, Mădălin! Era să iau bătaie de la un grup de băieți, dacă nu mă ajuta un prieten să sar gardul. Deci cum unde? Ai zis odată? Era să-mi iau bătaie de la un grup de mulți băieți. Și trebuia să sar gardul și nu puteam sar gardul și m-a aruncat un prieten peste gard. Dar ce probleme aveai cu băieții ăștia? Organizam un revelion în 2012, nu, din 2011 spre 2012.
Și erau multe clinciuri între șirieni, gălșeni și mâscani. Wow! Nu, dar ce sunt? Crips, Bloods și Grove Street. Așa, și gălșenilor nu le convenea, nu le convenea gălșenilor să vină niște mâscani sau gălșeni, așa. Și am zis, nu mai veniți, și ori veniți să ne bată, să mă bată. Pe tine șirianul. Pe mine șirianul. Șirieni au venit să mă bată peste pe mine șirianul. Peste timp și ăla te-a aruncat, ăla efectiv s-a jertfit pentru tine, adică te-a aruncat pe tine peste gar și el și-a luat omorul? Nu și-a luat omorul, a sărit și el. A, nu puteai, nu puteai tu să sari singur? Te pup, Patrick, Doamne ajută. Nu puteai tu să sari singur? Nu, de atunci am învățat să sar garduri. Patrick știa parcurs. Nu viața până la ceva ce te zic. Chiar e săritul gardului, Kenny? Și acum sari garduri bine, nu? Ai mai sărit garduri de atunci? Da. De nevoie sau de plăcere? Nu, de plăcere. Da, făceai parcurs. Da, mai sar pe garduri așa, când văd un gard de mamă cu aici să sar. Nu știu de unde apar 15 gărșeveni care vor să mă. Dar cum ai zis, nu gărșeveni, cum e? Deci, este Șiria, Mâsca și Galșa. Sunt trei sate care formează o comună. Șiria, Mâsca și Galșa. Mâsca, Mâsca. Mâsca, Mâsca. Asta este povestea. Dați verdictul. Aștept. Pare destul de serios așa, nu știu. Doamne, sună atât de stupid, dar cred că e adevărat. Da, și eu cred că e adevărat. Ia și mulțumim lui Patrick, dar care Costi, tu ai sărit gardura viața asta? Poftim? Tu ai sărit gardura viața asta? De garduri? Stai mă, zice, ia zi-mi ce fel de gard era. Că o dăm altfel acum, că acum te torn. Zi-mi ce fel de gard era. Semăna cu pe ăsta, gen, nu știu, un gard. Cum adică era? A, așa, din... Din paie? Nu, asta din paie. Asta e greu de sărit, că sârmă. Se face sub tine, gen. Sârmă. Păi și cum semăna cu ăsta dacă era din sârmă? Pui mei, are și ăsta sârmă. Ok, și era din sârmă, unde ducea partea cealaltă a gardului? În grădini. La cine? La tine? Nu. Grădinică domnului, că dacă grădina Ghețiman. Bro, am sărit în grădinile oamenilor. A, nu înțeleg. Este ca la oameni cultura, mă, de roșii. Și aia n-au mai sărit după tine? Am fost trei băieți care au fugit de bătaie. Și au sărit toți trei? Da. Păi de ce ai zis că era doar unul cu tine care te ajuta să... Ăla m-a ajutat să sar gardul. Și a sărit toți trei și gălșevenii v-au lăsat în pace. Șirienii. Păi nu ești tu șirian? Păi ba da, dar i-am dat pe șirienii mei afară. Pentru gălșeveni pentru... și mâzgăgeni? Da. De ce? Nu, nu mai înțeleg nimic. Și cine vrea să te bată până la urmă? Șirienii sau gălșeveni? Ai lui. Ai mei. Ai lui. Am vrut să-l bat, ai lui. Dar de ce? Că i-am dat afară. Da. Din cauza unor prieteni de la Galșa. Ba, din aur a zis invers, a zis că gălșeveni vreau să-l bat. Nu mă, am zis șirienii. Ai zis așa mereu. Și am zis la fel. Mereu a zis așa. Nu, mereu am zis așa. Te bat oamenii tăi, mă. Păi nu, mă, și ce ai cu gâi, ce veni? Tu cum ai înțeles? Da. Păi n-aveți voie să vorbiți. Cum ai înțeles, Alexia? Vreți să vă mai zic o dată? Da. Organizam un revelion. Da, cum a zis Andrei. Veneau gălșeni, șirieni, mâscani, da? Da. Păi șirienii mei am dat afară că nu voiau gălșenii să vină, că se băteau. I-am dat afară, am zis că nu mai este loc, nu mai îți da banii prea târziu și au venit să mă bată, punct. Și n-am putut să sar gardul și m-a aruncat un prieten. Atât, atât ai de simplu. Ai vrut să scap după taie și a venit altă bătaie. Păi și stai puțin, te-a ajutat un prieten tot din clanul vostru de gangster? Din organizatorii mei. Și nu te-ai mai întâlnit cu aia care vreau să te bată? Nu, că am fugit direct ajutat prin grădini la poliție. Bine, mă, a doua zi. A doua zi știi cum e, hai de bă să fie într-un ceas bun, am mulți ani, 1 ianuarie. Nu, mai gata. Asta era fix în seara de Reveillon? Nu, înainte. Aaa, înainte. Eu zic că e adevărat. Are sens să-l bată ăștia lui, pentru că la 12 ani să-ți vină ea din alt sat să te bată, să-ți filme prea grele să vii, știi? Așa ăștia lui mergeau pe stradă, aha, ia uite-l frate. Pune-mă. Dar nu, că au venit cu mașinile și erau și cu ceva bâte. La 12 ani? N-aveau ei 12 ani, probabil aveau 14-15, erau mai mari. Bă, eu eram cel mai mic. 14-15 conduci mașina și bătau scaun. Erau ca Mad Max, erau pe cu lanțuri. Bă, cât de stupid sună. Da, e foarte stupid și a zice că e fals. Deci, Alexia, tu zici că e adevărat. E adevărat. Costi, eu zic că e fals, mă, Dăline. Tu cum crezi că e, fals sau adevărat? Eu zice că e adevărat. Sigur? Hm? Ce ziceți? Zic Cristian, e adevărat? E fals. E fals? Da, m-am răzgândit, e fals. Răzgândit tot asta, dar rămâne fals? Da, e fals. Înseamnă că răspunsul vostru final este fals. E fals. Răspunsul final, fals. Mădărin! Marș, mă, nu se poate, mă, așa ceva. Dar încă nu vreau să fie dat răspunsul final, că l-așteptam să-i vă reacții. V-am distrus. Fraților, vă mulțumim tare mult că v-ați uitat acest minunat episod. Vă mulțumesc tare mult invitațiilor mei. Vreau multe anul, Cristi Munteanu.
Mădălin Șerban, Mario Fresh, Alexia Eram, capitanul lui Costi Max, ca întotdeauna nu uitați pe Sherry Pro, găsiți cel mai complet și complex curs de vlogging făcut vreodată, dacă vreți să faceți vloguri de-astea șmechere, să fiți vloggeri cu 2 de G, nu uitați să apăsați acel clopoțel ca să primiți notificări atunci când iese următorul episod din Minte Mă Frumos, la fel ca și multe alte serii mirobolante de pe acest canal, să zdrobiți butonul ăla de like, ca întotdeauna, dați un share pe story dacă v-a plăcut, noi ne-am dus, vă pupăm, e necesar, pa! Pa!